Salut, eu sunt Metin, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint routerul TP-Link AX1500 Next Generation cu standardul Wi-Fi 6, adică AX. Acest standard este apărut în 2019 la unele telefoane flagship-uri. Iar acest router promite viteze foarte mari pentru wireless, de asemenea și o putere mult mai mare de transmisie a semnalului. Astăzi o să-i facem un unboxing. Și la final vom vedea ce viteze vom obține pe un laptop și de asemenea pe un telefon care are Wi-Fi 6. Și vom face o comparație între Wi-Fi 5. Acest router este achiziționat de la Digi. Costă suplimentar 3 lei pe lună la abonamentul Digi, iar recomandat ar fi să aveți abonamentul 1000 megabits FiberLink de la Digi. Costul abonamentului fiind de 40 de lei pe lună. Iar împreună cu acest router Wi-Fi 6, un cost suplimentar de 3 lei ar veni 43 de lei pe lună. Acest router Wi-Fi puteți să-l comandați din contul dumneavoastră Digi și la secțiunea internet, la comandă echipament. Și acolo adăugați acest router TP-Link Wi-Fi 6 Next Generation. E un router foarte rapid, vă zic sigur, și cum am zis, este full gigabit, are portul gigabit pentru viteze foarte, foarte mari, inclusiv pe wireless. Acum vom proceda, cum am mai zis, la un unboxing la acest router să vedem ce conține. Și să vedem la ce vă veți aștepta și dumneavoastră, dacă veți dori să vă achiziționați de la ei. Cum observăm în cutie, avem routerul. Un cablu de internet. Un încărcător. Cam asta e tot ce conține pachetul. Ce porturi are în spate. Așa. Da. Observați aici. Deci
Are buton pentru WPS, pentru setarea parolei. Apăsați pe acest buton, țineți apăsat timp de 2, 3, 4 secunde, iar apoi pe dispozitivul care îl aveți dumneavoastră, puteți să vă conectați fără să mai introduceți parola în meniul setări, telefon sau pe laptop și se conectează fără ajutorul parolei. Are un buton de reset, are 4 porturi LAN, 1, 2, 3 și portul WAN, acesta care se introduce cablul de rețea. Aia de aici dăm drumul, power-ul, cam asta e tot. Bine, aici puteți seta dumneavoastră, îi schimbați denumirea la rețea, îi schimbați parola, deoarece acesta vine cu parolă și nume de rețea standard din fabrică. V-am zis, acesta este modelul TP-Link Archer AX10 cu Wi-Fi 6 AX1500. Vă doresc succes în achiziționarea acestea de pe site-ul Digi. Dacă sunteți abonat la Digi, v-am zis, cu 3 lei suplimentar pe lună. Eu vă zic că va merita. Acum o să-i fac și niște teste și o să le pun ca și probă în videoclip. Am zis că revin cu un nou videoclip unde testăm viteza. Am intrat pe Google și scriem test viteză Digi, iar vom testa viteza pe site-ul Digi oficial. Dăm pe primul link. Așa. Bun. Apoi apăsăm pe Go. Vedeți că am la Digi. Vedem cât e download-ul. Menționez că am abonamentul de 1000 Fiberlink de 1 giga de internet. Acum upload-ul, adică upload-ul ceea ce încărcăm în rețea sau pe internet, care transmite din calculatorul nostru pe internet. O viteză foarte bună de pe acest router. Acum, această viteză am testat-o prin cablu, dacă vă uitați. Uneori ea este și mai mare. Bun, acum o să testăm și de pe un dispozitiv, adică un telefon care are standardul AX, adică Wi-Fi 6. Imediat o să vină videoclipul. Vreau să precizez că adineauri am zis am internetul de 1 giga, adică ce vrea să zic că viteza la internet este de 1 giga. Nu am traficul de 1 giga. Internetul este nelimitat prin fir. Asta am să precizez. Acum am zis că facem un test de viteză pe telefon, pe un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G și acesta are standardul AX și am intrat pe aplicația Speedtest de pe Magazin Play. Îi dăm Go. Dar încă o chestie, dacă observați aici sus, vedeți, la oale scrie în dreapta sus 6, adică standardul AX 6. Acum facem testul să vedem viteza de pe telefon. Așa. Observați download-ul la cât a ajuns pe un telefon.
cu acest router. Aproape 700 de mega și upload-ul aproape 400. Adică o diferență foarte mare de la versiunile anterioare de wireless. Inclusiv cea de Wi-Fi 5 AC. Mulțumesc că m-ați urmărit și dacă v-a plăcut, puteți să... Dacă v-a plăcut, repet, vă puteți abona. Mulțumesc, o zi bună!